Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă aparțin vouă. Sunteți maturi. Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! Dodon știi că e legendon. Tu ai vorbit cu el personal? sau? Eu am băut cu dânsă. Mă temem să i de gunoi din casă. Iată. Cei mai mari patrioți din istoria Moldovei s-au născut la B. Nu există oameni răi, știi, asta e filosofie de viață. Cum crezi că schimbi ceva? Că spune mi și nie, pentru că eu am tot un fel de gânduri de este că trebuie cumva de schimbat. Nu vine nimeni. Nimeni nu vine. Apropo, Uh, interviurile date se filmează în studioul din Academiei V. Asta e o universitate online pe care o dezvoltă alături de o echipă din zeci oameni. Vă imaginați? Așa că dacă sunt oameni interesați de marketing, promovare online, social media, cum să faci bani din copywriting, cum să faci bani promovând alte afaceri online pe Facebook, pe Instagram, da? Aveți în descriere link și câteva oferte tare interesante. Înscrieți-vă, eu pun mâna în foc pentru cursurile date. - Tu esi serious, bet tu esi serious. - 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 Tu esi serious. 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 Tuo esi serious. Tuo esi serious. Tuo esi serious. Tuo blogger. Tuo blogger. Tuo blogger. Tu esi serious. 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 Tuo não eu por exemplo escrevo na minha página Facebook eu não promovo eu não uh, não faço brand sei, personal como se diz. Da, eu entendo, tu não a intenção da tu lá tu lá tu é 20 de follower pe Facebook eu não que é natural eu não e então do de like da, chestia asta cu cât mai mulți follower îmi aduce o responsabilitate în plus, dar și mă deranjează un pic, știi, pentru că cumva mă, mă autocenzurează, să nu știu cum mm -hmm, să spun. Mm -hmm. Pentru că parcă îți creează starea asta că vrei să placi tuturor, dar asta e imposibil. Da. Dar asta cu adică, dați-mi ce <laughs> de la mine. nu, tu și ești interesant pentru multe mulți te urmăresc. Eu am văzut și pe YouTube, ai vreo 2000 jumătate de followeri, adică da, ai încercat și așa... YouTube să faci, da? Eu luna trecută, sau poate două luni în urmă, adică mi-a venit intenția să fac video uri pe YouTube. Pe, e cam complicat, eu nu am tehnică și mm -hmm. cu telefonul mobil. Și nu e, Mie mi îmi place că nu arată totul perfect. Mm, și știu. eu cu telefonul mobil așa un pic de... Mm low-cost version și n-am vrut eu... Dar live-uri pe Facebook ai făcut? Nu, no, nu, no, no? nu fac live-uri niciodată. Nu că mă tem, pur și simplu n-am experiență. Eu nu sunt fan cu toate chestiile astea. Eu prima dată cu câteva săptămâni în urmă mi-au făcut cont pe Instagram pentru că tare mulți insistau, hai treci pe Instagram am trecut, acolo am vreo absolut de oameni care mă urmăresc, te plicti istorie, e rece, da. Facebook-ul mai dinamic, că acolo se întâmplă live un scandal, acolo și cineva ceva o posta. Politicienii stau acolo și îmi place să-i urmăresc și să mai înțeap, știi? Eu Face... și mă distrez, apropo. Cum? Sunt cei politicienii. Tu comentezi, da? Da, eu tot... comentez ceva și câteodată am la comentarii mai multe like-uri decât ei la posta. <laughs> Ai screenshot-uri și ai văd vreun exemplu să ai minte, amintești? Da, aveam exemplu la CNA, știi, pagina uh -huh. CNA, am postat, ei au postat ceva acolo și eu, pur și simplu am scris ceva alimentar, încetați cu grădinița aceasta, împărțau diplomi ceva între dâni și acolo. Uh -huh. de ridicol în 2022, pur și simplu fiecare săptămână diplomi și chestii. Și aveam, cred că aveam, nu știu, vreo 400 de like-uri și aveau Și mi l Da, și așa m ofensat asta, instituție publică. Eu, cetățean cu drepturi de pline, pătitor de impozit și tu nu știești comentariul, știi, cenzură. În fine, asta să așa, distracție seara, că nu am ce face, eu doar nu... Nu fac abuz de alcool, nu mă droghez, <laughs> nu sunt fustangiu, așa... O distracție inocentă. Bun, dar hai așa, hai să începem mai întâi, interesant tricou, deși tu așa ai să vin în tricou și de unde au apărut e inițiativa asta și ai tu cu domnul Igor Dodon, fost președinte. noi toți avem și mai degrabă el cu noi. Are. În fine, tricou l-am făcut eu, designul, la alegerile prezidențiale din 2020, Că ne-l-au câștigat, da? Nu, nu, când noi l-am... Ah, când l-am pierdut. Da, că -am pierdut, uh -huh. când l-am pierdut, când am mai doamna Maia președinte. Piresc. Eu am făcut pentru mine unul și pentru un prieten de meu din uh -huh. Irlanda. <coughs> și am postat așa, eu alergam în un parc, știi, și am postat <laughs> pe Facebook și s-a dus acolo vreo 2000 de like-uri, dar îți spun că am comenzi, serios, am vreo 70 de oameni care au comandat, dar jaunumo kupkuostą, komerčiavastą, uh -huh, uh -huh. ša, glumą. Dar mesažu įstipka atsidėti, atitinkate, tlumė štai, štai iš nuanimikno. Tai tas, tai tas, tai yra tas varbingas. Duo šis satas, sudai, nuort, keša šį karelvotezą, aš žinau, kad aš jau personal štai, jūt spūnas, tada jau am, kol kai savo, nuosprėtink, nuskuočiam pėsirimi, uh -huh. duom Do, štai, kai jau gandom. Să închipă așa ceva, țara să te numească așa. Da. Știi, și este și partea profesională, e că rima asta îl salvează și îi poartă numele totuși, până la urmă. Nu, da. Chiar dacă într-o conotație, conotație cam negativă. E un fel de brand, asta un brand cu conotație negativă. Ia că mai. Lasă-mă de ea nejudicată. Bun, vreau. dar uite, hai că pe mine poate, nu că poate, pe mine tot un pic mă deranjează faptul că el a câștigat faptul cum el proceda și ghine că a pierdut alegerile. Mm -hmm. Dar eu nu port așa tricouri, știi? Adică, dar vreau să aflu deși e că tu prea așa de tare te identifici cu asta, contra lui deși da, așa de tare Deci așa. eu cred că n-am avut, bun, eu am, sunt tânăr, dar nu am avut în viața mea o persoană care să-mi trezească E, nu că am sentiment de ură, de, disgust, de de, de... de, știi, știi, o persoană care te uiți și vrei să-l bați. Pur și simplu, așa, <laughs> chiar dacă tace, știi? El, el în mine, nu-i ură, dar pur și simplu așa o... o iritare, așa, general. De ce? Nu e vorba că... că o furat și Toți politicienii au furat de aște pești mari, de rechini, eu spun. Nada. Dar - Einu sub nė suformu, nu, netoleruosiu nu nu ir neperduodu šį personažą, nes jis yra trädėjas dešara. Uh, - Ugh, - matau Voronę. - Voronė, komunistas, - vis, - buvau laprotesti, - man potrivalu, ir ačiū, man departe - dar kažkaip - jis - buvęs unuom de nostri, - žinai, - jis - atsinaujino į Republiką Moldovą -,- aproprofesoriai - refuzavęs federalizavimą Republikai Moldovą -. Dar, žmogu, šis, Dodon, mes visi matėme, kaip jis engėna, la Putin, la Moskva, permanent, kiekvieną dvi savaites, buvo la Moskva. E, Vine, kiekvieną savaitę, la Kesineu, la šviesos savaitės, dedarė disamą iš Rusijos ambasados, iš Rusijos ambasadoriaus, iš visų kitų prezidentų, iš visų kitų lyderių, 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 iš visų kitų lyderių. Dėl suprem, dėl tradicijos suprem, ir unak, dėl gus, nežinau, kaip sa jį spausti, man yra griața, dėl žmogaus, aš tikiuosi, kad jis man užsideda, ir tikiuosi, kad jis man užsideda, dėl turbogacyrie, ilicitai, ir ką dar yra, ir dar yra kažkokių dosarių, bet dėl tradicijos, dėl patriarcho. Kad žmogus, întradevėra, yra atradę interesai Republikai Moldovai. Jei jis buvo žmogus, draugas Moskoviui, dėl to mes jau patėmėm, ceil maiškom gazu, iki naziodai azaz. Și el azi are tupiu să spună că uite, guvernarea de azi, din cauza guvernării de azi. Om bun, tu când ai fost acolo la guvernare, la, la putere, ai negociat vreodată că noi îți gazul mai ieftin? Nu. De ce? Pentru că noi putem plătim mai scump, gazprom, dar Gazprom ăsta e toată cantora asta de KGB acolo, de FSB. Și banii ce șor să întorceau la Dodon acolo sub formă de subvenție pentru activitatea lui trădătoare politică și uite, omul ăsta a făcut un business din politică, un exemplu clasic. Dar uite, sunt și investigațiile de la RISE, la ziarul de gardă. Omul își ținea banii în, în offshore-uri. De unde bani? De unde dă don care în viața lui nu a avut niciun a, a, alt lucru decât funcționar public? De unde el poate să aibă 40-50 milioane de euro? Despre ce vorbim? Nu uite, eu, uite, serios, eu de politică vă foarte puțin mă informez, eu văd câte discuții, câte detalii știi tu, eu îmi dau seama că eu nu știu nimic. Dar am auzit că el parcă are niște afaceri, dar uite, n-am verificat, n-am stat, nimic n-am făcut. Asta și ideea, că el are afaceri scrise pe perso persoane terțe. Am înțeles. Din banii ăștia despre care spun. El e investit. El e economist, el e un economist bun, apropo. Uh -huh, uh -huh. Bet uh, jo veikla yra nukreipta prieš interesus Nacionaliojo Republikos Moldovos ir prieš Moldovėnų. Nes mes turime istoriją, kurioje rusiečiai neužkartuojo visą istoriją, žinai, vyi, ir po t.y. metų, pui, kaip va, šara, navelė, dispozicija Rusijai, in continuare. Tai trädare, tu, žinai? Ir, žinai, kad, 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 žinai, žinai, kad, žinai, žinai, kad, žinai, kad, žinai, žinai, kad, žinai, 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 kad, žinai, žinai, kad, žinai, žinai, kad, žinai, 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 kad, žinai, nu e bine ce faci, că uite, că mm -hmm. Rusia nu e chiar, nu e chiar, nu e dușmanul nostru. Istoric și în prezent și economic și tot ce vrei. Și el că uh, chestii de asta știi cum am o retorică și în Ucraina, că fascist, fasci, nazist, știi. Te-ai vorbit cu el personal sau? Eu am băut cu dânsă. Serios? <laughs> da. Tu serios, serios Da, eu am fost odată la un offline, <laughs> și el acolo ne-a invitat să mai vorbim, știi așa. Uh -huh. am fost mai mulți, am fost vreau, nu știu, vreau 8 oameni, 10 oameni. Dar tu zici că nu ești influencer. E, nu. Și asta de mult a fost. Și... Nu, a stat acolo, am mai băut niște bere, nu știu, el vă băut. El, el, el vre, vre exemplu, a tochit vreo, două sticle de gen s-a suit la volan și s-a dus. Și eu atunci nu eram cu tehnologii și cu chestii. Zic, bă, și nu am filmat, asta că era. S-a suit viitorul, eu încă nu era președinte. Am înțeles. Și așa, dar pe urmă deja mi-a căzut în dezgrație. El atunci încă era, ce era? Mă tem că ministrul economiei era. După nu? ce a fost ministrul economiei, era politician, adică încă nu era implicat mm -hmm. în, în, așa în președinții și așa mai departe. Și cumva era mai inocent, dar simțea într-însul Bun, în și zicent. gen, tricou ăsta ar fi un mesaj că trități că, gen, aici e clar? Nu, tricoul ăsta știi cum? Bun, doar acum el deja e în Kadierius, sakyme, savo karjerą politika. Probabilai o sa lainki, bet ne sa lainki, oorkum, kam, kaip elai e gata. Nei šmoskova, ne nu maiari, krederių, intrinsą. Dar, mesas, jo, tai yra, 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 tai, tai yra, tai, 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 tai yra, tai yra, tai yra, tai, tai, crezi precedent și apar tot mai mult. să aici e un subiect tare interesant. Eu mai mult la nivel conceptual decât la nivel de detalii mm -hmm. și politică, mai ales când e o politică nu puternic, dar trebuie de, de trădare de patrie sau de țară în momentul în care gen slivești toată informația da, la ruș, da? da, da. Ți nu-ți pare că din partea asta, la altă, din vest cumva, vin da. din mulți bani, prin tot felul de inițiative frumoase și democratice, și asta nu pentru tine o formă de a trăda țara? Uh. La ce anume mă refer? Sunt multe ONG-uri care iau bani, tot da. felul de inițiative frumoase, tip, hai să promovăm femeie în societate, da. hai să promovăm LGBT, da. hai să promovăm tot felul de inițiative și banii ăștia vin cu careva condiții, înțelegi? Și ceva poți să-i cheltui, și ceva nu poți să-i cheltui. Și anumite criterii au. Ține, nu -ți pare asta că n Adică eu toată vremea pun întrebarea, anume critic o pun, și omul de azi o să-ți dăi gratuit bani, și da. în volume așa de mare. Adică Adreța. sunt interes în spate cumva. Sunt interese de a conforma mentalitatea moldovenilor la mentalitatea din vest. Uh -huh. Uh -huh. Uh, nu e obligatoriu uh, trădare de țară pentru că tu ești liber să alegi. Așa cred eu. Bet pe noi nepuodum, kažkaip, favo. Pe noi nepuodum, ne? Taip, pe noi nepuodum ir încearkais nekonformuoti, suimponei un fel de mentalitati, kad, oi, tie. Ne, kad sireste, mes turime sireste, bet turime sireste, bet turime sireste, bet turime sireste. Dar moda asta din vest, kai, kai, kaipva, hai mai, linieštieji, ty, cu patru, ty. Matei, eik, kad ir neimpon, dažnai sa-tiks spaiškai, korekt. Aš man gimiau tabu, baša. Jos rasistės, jei aš sakau, kad jos auga. In vest. Uh -huh. Eu îmi iubesc patria, îmi iubesc tradițiile, culturile Eu sunt nazist pentru că sunt naționalist Ei mă consideră nazist pentru că eu îmi iubesc patria uh -huh. Deși eu n-am dat foc la nimic, n-am obtins pe nimeni Sunt respectuos, sunt, sunt cu minte Oricum eu sunt fascist, nazist și așa mai departe Bine, dar de ce ai lăsat aici să lucrezi, dar nu în medicină? C tu ești la... Eu ți-am citit postarea da, ta cu da. câte rude ai tu medici. Da, eu da, tot, -am toată lumea când... lume acolo. La mine e un clan întreg. De... Eu să deschid mâine un spital, cred că știi, adun toți acolo. <laughs> Spitalul privat, privat galb. Da. Eu am lucrat în medicină după absolvire, mm -hmm. eu m-am întors la BELT. Dar ce ești tu după profesor. Eu sunt stomatolog. Ah, ok. Stomatolog. M-am întors la BELT, am lucrat la privat, la stat. Mm -hmm e interesant, e bănos, faci bani, e ca dacă vrei să faci bani, pe, dacă o să ne urmărească e, aștia care au absolvit și trebuie să depună în august la studii, da, vrei bani, fă stomatologie. Păi stai, eu pot aici să adaug niște chestii, că în sunt 950, 970 de stomatologie. nu mai în Chișinăru. Și nu mai are nimeni de foame, crede. Ești de acord, pentru că sunt totuși un milion care au dinți. Milion și știi cum, Omul are 28, crate 32 de dinți, de cât de lucru este. Plus, acum s-a dezvoltat turismul stomatologic, mm -hmm, vin mm -hmm. de după hotare. Și am lucrat, după care, știi, cumva te mecanizezi, faci bani bun și mă nepar, știi Ori eu sunt un om sufletist și mi-e ceva așa, permanent, de suflet. Eu am, poate e un minus, dar eu am senzația asta că vreau să fac ceva în măreț și vreau cât mai mm -hmm. repede, cât mai repede, parcă trece viața și nu reușesc. Și deja am mers în administrarea publică, am făcut încă studii, și apoi iar studii, și apoi iar studii. Eu am, am terminat studiile în total, am început la 18, fără liceu, și la vreo 32 de ani am, am terminat de învățat. Deci tu acum o ai? Eu am, am plinit 34 luna no, trecută. Ok. Tu ai învățat și ai învățat până acum 2 ani? recent, da? Da, da. Nu da. cum am lucrat în paralel, uh -huh. că, Maroc maroc, mă rog, leacă de bani, totuși. <laughs> și pe urmă am lucrat în Moldova, pe urmă știi din situația asta politică, gălăgie, pe urmă eu am avut și am avut probleme, dar pur și simplu avem senzația că nu mai încap în Moldova. Uh -huh. Și m-am mutat după hotare și uite, am hoinărit 5 ani de zile și săptămâna trecută m-am întors acasă. Da, și te a făcut în general, asta? Etă... Uite, Įsduoju įtrabę. Motyvų. Jei liespom lauomenį, ką man padariau, tai, manau, kad aš madrogejau, žinai? Aha. Asau fosta šaukė, manai, dėl Dievo. Asau atplaukė, praktiškai, va ravoje mea. Aš uh -huh. atėjau de Paštą, į namą, ir aš padariau pasą ant stingo, ant dešinio, bet man įvarbėt su vienu, su kitu, nežinau, kaip aš ir zigsiu. Aš, aš rimai, žinai. Eu n-am planificat asta, știi cum unii își planifică, ia că eu peste jumătate de an o să mă întorc. Dai că totuși, deși ai avut un sentiment, Asta ceva, e o chemare, o, o chemare a sufletului. Da? Eu nu pot să... Eu n-am venit să fac bani în Moldova. Eu n-am venit să... Fac, eu am venit pentru că eu am simțit că, uite, eu, am trebuie, treb să... rămân aici. Eu am venit, eu trebuie să rămân acasă. Eu am avut ca starea asta și ca pentru un vis. Parcă așa, pac, pac, m-am dus, mi-am primit hainele pe un bus. Și am zburat înapoi și a am la Chișinău. Și la Chișinău și în tot restul Moldovei. Nu-mi place să spun că eu trăiesc în Chișinău. Eu trăiesc la Bălți, eu trăiesc la Cahul, la Hâncești, la asta. Eu sunt tot. nu îmi place senzația asta. <laughs> că eu trăiesc în Moldova. Eu spun că eu trăiesc în Moldova. Nu mm -hmm. spun că eu trăiesc exact locați. Că eu azi acolo, mâine acolo și îmi place. Dar pe la Bălți ai fost de când ai revenit? La Băialța, încă n-am ajuns. Am avut 10 zile, când n-am apucat, m-am despachetat. Ne-am spălat hainele, ne-am călcat hainele și așa mai departe. Dar cum ți-e orașul Chișinău în general? Orașul nu-i prevăzut pentru așa populație. E foarte aglomerat, foarte aglomerat. Și aglomerat și făcut așa fără cap. Uitam la Malina Mică acolo. Băi, au băgat casă în casă. Știi că mergi de pe viaduct? E nonsens. Dar drumul, cum eu am venit în 2006 la medicină la Chișinău,

Aš ant alieka inflacija, kad jų krisko preceso la petrol, kad yra karas Ukrainoje. Aš nasiu, kaip ir ekonomistas, duodu soluciju, kad jie atreipia, bet credit statu, kur dar manai, turi stai din TVA-uri pe anumite uh, segmenti, paliestą. Prisotus, taip? Taip. Taip. Tu, țin ja, kipu, aš nanom copy, miš, bet tu saimau, o, du copy, o, du gemeni, taip? Aš nežinau, kaip trisku žmonės šie. Kaip, kaip, kaip problemai? pampers cum cumpăr este scutice, cum cumpăr tot felul. Eu, eu nu știu cum trăiesc. Eu mă duc în magazin și dacă nu las 500 de lei, apoi eu ies fără nimic. Să banii, da. Da, nu, înainte, bă, bă, 100 de lei și 100 de lei. E nică. Eu, eu, am rămas gură cască, eu cu trele cu nu prea măcate, eu am rămas gură cască că ei vor să crească prețul la 6 lei. 6 lei lei și la maxi taxi la marșucile noastre populare până la 12 lei. 12. Uh -huh. uh, aici eu am așa un sentiment dual, știi? Eu am venit, de exemplu, de la Chișinău și de la aeroport până, în, până la gemenie, până în centru, 2 lei după asta mă parcă furat ceva. Asta, e, asta nu e normal. El trebuie să crească prețul, pentru eu îmi dau seama din punct de vedere a managementului transportului sau cum se mai numește acolo la și Nu e rentabil. Tu îți dai seama, un trolebus de 130.000 de euro și el merge cu 2 lei și tu ai șoferul și doamna care asta da, da. care strânge. Eu cred că se răscumpără la dânșii troleibuzele. Ele se răscumpără pentru că pe lângă 2 lei primăria mai pune încă vreo 15-16 lei pentru fiecare călătorie. Dar primăria acoperă cheltuială. Cheltuială tu ca să înțelegi, trebuie să 20 de lei undeva ceva, 18-20 de lei e, prețul real, un euro. Trebuie să fie transport în oraș. Și pentru că ăștia sunt s temut să-l majorează până acum și tot am mers cu 2 lei primărie bagă miliarde, a stopă gaură asta de la transport. Uh -huh. Asta nu e rentabil. Da, aș spun, îți dai seama, eu am mers practic, nu știu câți kilometri, e vreo 20 de kilometri de la aeroport până în centru. 15, 20, 15, nu știu, 2 lei. Da, da, da. E... Nu, în București cel puțin eu știu că uh, transportul care duce în aeroport e mai scump decât restul. El ceva nu, este, dacă am. în afara orașului, e mai scump cumva, dar... Unicul lucru care îmi place în Chișinău, asta e prețurile la taxi. Da, da, sunt foarte okay. 60, 70 de lei și eu calculez în euro, 3 euro. Da, asta e mult pentru... Nu cum să spun, dacă mergi, de exemplu, încolo în coașă, 10 ori pe zi, asta e scump. Dar dacă ai de dus undeva, asta e preț tare rezonabil. Eu pot să-ți spun, la mine, eu din când am... Tot din București am revenit vara trecută. Da, trecut, știu, știu. Și tot așa, noi să mă crez de fix așa, eu am venit odată să fac un eveniment, Primul modul am dus în București, iar am venit, tot cu treburi, încolo, încolo și mă cătăiem și la un moment dat am simțit că, băi, pahodul trebuie să mă opresc eu aici. Dar la mine feeling a fost că pahodul, eu am observat că oamenii au început să coacă la și ai cu cine lucra și face aici, știi? Da, da, e adevărat. Că eu am plecat când nu simțăm asta. Ai dreptate, eu știu ce spui, oamenii s-au schimbat. Da, s-au schimbat. Da, s-au schimbat. Tineretul mă uite, tineretul așa o, de... O, așa de tare mă Dezinvolt, așa, da. de ager, toți, gata, pam, nu știu... Cu generația mea am probleme. Da. <laughs> eu da. am 33, adică noi suntem din... 89. 88. Da, noi da. da, asta faci 34. În august, da. Da, suntem ambii dintr-un an. Și... Da. A pe ca cu taxiurile revenind, eu cheltui cam... 3-4 mii de lei pe lună taxiuri. Că eu am cu taxiuri mă duc la lucru și de la lucru. Eu cu transportul nu m-am cătăit. No. Dar asta e de prindere din București care eu nu ne-o pot scoate. Cu taxiul. Da. Înțeleg. Și e repede. Eu ultimile 15 minute ies din casă, m-am și am plecat. Asta mă pot vedea la sistem numai când nu găsesc taxiuri. Dar în Moldova e posibil să nu găsești taxiuri. Da, mă Ei, Când ia... stai și aștept să aștepți, ba unii cu cardul nu vor, ba alții nu vor, e probleme. Da. Nu, eu încă n-am, adică spun că 10 zile sunt în Moldova, încă n-am un calcul, știi, să. Uh -huh. Dar deocamdată ce spun? Asta dacă ar fi un, un pic mai ieftin produsele alimentare, mi-a plăcut că el de 3. am văzut e doi ani cât n-am fost eu am văzut schimbări mari în cum arată orașul, parcurile, bănșile e curat. trotuarele e curat, o să renovate un pic dar renovate și e, cur e, curățel Chișinău e curățel, de exemplu știi că eu aud bani, bai, comparativ cu București, domne fire și da, comparativ cu, <laughs> și cu New York, și cu Paris, și bani, cu Londra. Bani. Londra e... Băi, eu când venim la București, e că mai ales că anul pandemic am stat numai acolo, eu când am venit în, în Chișinău, eu din autobuz când m-am uitat în centru, băi, așa o curățenit, da, strălușe, Ai curat. impresia că strălușești centru, știi? E, e curat. Nu trebuie. Când e de bine, e de bine, și când e de rău, spunem de rău, dar chiar e curat. Uh, și la băiat-i curat, eu am rămas surprins de băialți când am fost. De mult n-am fost acolo. Așa curățel, așa trotuar, trotuar, floricele, peste tot așa am avut senzația, o, o, un sentiment tare plăcut, știi? Nu, uh -huh. nu doar că m-am întors acasă, dacă e acasă, arată bine, știi? În sfârșit. Uh -huh. Chiar, chiar m-am bucurat. Tu, în general, născut și trăit în Bălți? Da, eu m-am născut acolo în 88 și am trăit toată viața în Bălți. Deci asta ies că cam în 2000... 6, 2004, tu ai terminat școala. În 2006. 2006. da? Da, au fost vreme, eu cel puțin la mine în când eu am trăit în sat acolo, De la noi satele sunt trei. E sat mai mult ucrainean, unul rusesc și unul moldovinesc. trei, no, așa, într-o primărie unită știi? Aha, în comună. Și erau mereu carocii Tare, aš nukonkrečiai. Taip. Ir Latin labels, kaip buvo ten, Gideonai? Latin labels buvo, kai filmuose tie, banditski Peterburg, brigada, štai, jūs. Taip, buvo tie laikai. Vremuri... Dūri. Aš, kai vidu, kaip tu esi sensibilis, kad esi ofensat, kad esi buling, bai, bai, jūs nežinote, nu kas reiškia buling. <laughs> Tuo ramu, nuimenu, mane įembod, nes kalbėsi natalų, romėnų, arba. rusă sau limba ucraniană, înțelegi? Hmm. Da, atunci așa, și cu tine. Mă temeam să iasă de gunoi din casă. Că mă bateau cu citoarele în fund. Dar pe tu pe. ai comunicat cu oamenii ăștia în general? Pe lângă bătaie, alt comunicare au fost? A... tu știi Nu, era, motiv, era motive că Moldovanii, băchii, mulii, știi, și așa uh -huh, mai departe. Uh -huh. Adică, ia ca discriminare în formă pură, la noi acasă, să închipă, tu, tu, Planuoja į šalį, į Moldovą, moldovėnai diskriminuoti, nes jie kalbės jų kalbą, ir todėl, kad jie yra tie, kas yra. Bet ulteriorų laiką kažkaip sunautorizuotas. Kadangi aš man salies, pavyzdžiui, kalbėdami de. de. kalbėtoja de rušiai, de. de rei, propadieniši. Pirmą man salies, kad unika kalbą, kurią jie. Uh, onzeleg, kaip ir komunikari. Ie, kad jie, labotai, permanent labotai, pentru si, ši, prosimpa, šia, šta, bobilas, tie jie. <gum> Pe urmă am înțeles că asta e, asta e comunicarea lor. Și am pus să le dau înapoi, știi? Uh -huh. Și mi-am uitat vreo două capre în față, vreo doi și, pe urmă, ne-am prietenit. Și am jucat fotbal, am fost, am băut bieri împreună, am fost prieteni de curte, de copilărie, cum ar vine, știi? E că așa, nu știu, de unde, Era... Poate că eram săraștă, știi? Și poate din din, din lipsuri streza sentimentul mm -hmm. ăsta de violență și apoi la televizor vedeai numai filme de astea cu, cu bandiș, cu, cu ganguri, știi, șteți să uneau cumva, haideam de sară să ieșim să batem pe cineva, știi, niște aberații pentru pentru și <laughs> hai să un fotbal, un basket, știi, nu știu. Acum, clar, că timpurile s-au schimbat, așa, tinerii sunt mai prietenoși, mai văd cu curățile de socializare au schimbat, eu cumințit cumva pe, pe mulți. Ei, da, da, Ai da, n văzut no? tot sub băl și ne-au dat foc la mașină pe TikTok? <laughs> <laughs> nu, no, da, <că>, <laughs> cred că știi cum. A dus și like uri Am da. mai văzut și mai multe videouri cu... Era o modă, era o mișcare cu Da, da, tot. era. Aberație. <laughs> da, era... A fost greu la Bălți și... Și asta, până a la medicină la Chișinău și parcă s-a mai schimbat vremurile. Dar și acum la băluți, adică Ir suskambat, nu, oi, tu, 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 ir tini, ir drėguti, stebėti, imbrakat, asa, su gustu, asa, kuratai, te, 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 te. Eiti. Eiti, net jei greu, net jei infliacija yra ir asa, man prieare bani, Moldoveanu, tu, ir tu, stebėti, imbraci, su gustu, ir, žinai, saiabau, maikai de firmai, ir asa. Taip, taip, unormani. Taip, undeiste. Savo, na, abibas, jei nerebandai, atiduosi. Iu, ta bri! Anu, na, bai! Filo, adidas, -i. Toyota, iubi mea mașina! <laughs> da, <laughs> este așa ceva. Eu mm, uite, da. deși am început să întreb de chestia asta, că mine e tare interesant, eu vreau să te-am invitat, mi-a părut interesant să discut cu tine. Eu am observat la tine așa o, o dragoste special de mare față de țară prea mare, la tine în multe postări ești, tu și istorica, că eu am văzut ultimele postări, uh, felicitat cu Spiridon Evangheliei sau era ziua lui sau ceva, deci da. tu datele le ții minte, tu nu știu, ori ai un tracking careva, tu ai o bază de date cu cum tu cum tu publici, cum tu faci research-ul La început asta eu pur și simplu făceam din cur curiozitate ca mm -hmm. să aflu, uite eu am așa o, o filosofie că în fiecare zi din viață trebuie să înveți ceva nou. Mm -hmm. Mm -hmm. Eu în fiecare zi Citesc ceva ce n-am mai citit, de exemplu, ca să-mi păstrez ageritatea mm -hmm. minții și să mă dezvolt, știi cum? Noi trebuie permanent să ținem creierul în mișcare pentru că creierul, dacă nu îl alimentezi și nu-l nu faci exerciții, te părăsește, cumva, așa, prin creierul de vest <laughs> și Sabotează tare creierul. Sabotează mm -hmm. tare. Și eu la început, așa, citeam din curiozitate și pe urmă ziceam, ia postez. Și postam, postam. Acum postez mai mult, țiești de bază de date, e chiar baza mea de Facebook. Știi, în fiecare zi îți arată amintiri, Aha. Cu. și eu văd, op, eu am postat asta mm -hmm. doi ani în urmă, azi de. el trebuie să facă, dacă nu și 87, o mm -hmm. știi, 90 și așa mai departe. Și cumva le schimb, ajustez și postez ce am mai postat și cumva îmi aduce aminte ce s-a întâmplat în ziua de azi. Dar oricum, tot timpul încerc ceva nou să duc. Mm -hmm. pentru că eu când citesc ceva nou eu stare... Aš esu, ašau, tipas, kuris. T. t. M. entuziasmės. Entu, M. entuziasmės labai greitai ir ašau, wow, wow. Aš chiar utilizuju tą dainą, su wow, žinai. Čia tiesa sakau, wow, aš nepuoš to nesinašau, man, žinai. Žinai, man, 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 Dacă nu ți-ai minte, da, Nu, nu, am un spun, dar știu, dar precis că a fost... Pe găsit după Croația. Lumea nu știe acolo că ia, că în Moldova au existat un om, Ștefan Gonata, care a adus vița de vie în Moldova, din Franța, și datorită lui noi azi așa țară suntem. Sunt chestii, știi, care, wow, de ce n-am știut, de ce n-am învățat asta la școală, știi? Aš laikoju, laikoju, nesu pasionatęs istorijos. Žinai, žinai, aš namoju. Aš, man, kvazdu, kalbėjau moldovine, man, kvazdu, kad istorija - tai - šaisti, - flija, objektas laikoju. - Tai - fiksas, aš, man, man. - Ne, 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 ne. Ir aš, man, man. Ir aš, man, man. Ir aš, man, 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 Mi-am deschis ochii, am înțeles cine suntem, de unde venim și unde mergem. Și prin fapt că uite, eu postez mult despre istorie, despre dragoste din de neam, din țară, mm -hmm. eu vreau cumva să-mi împărtășesc ceea ce simt eu. Sper că-mi reușești, pentru că văd că lumea reacționează. Și mă bucur tare mult când scriu postare... Nu prea la noi lumea iubește să citească texte mari știi? Uhum, uhum. Și eu sunt unul dintre oamenii Care postează texte mari Pe unii îi plictisești și înțeleg Nu-i judec Dar când văd, de exemplu, postez un mai text Și am, nu știu, 500 de oameni Apreciază, mă bucur Știi, e ca un profesor care a predat la școală Și uite, elevii au dat lucrarea de control Pe note bune, știi, mă bucur și cumva încerc să mențin Știi este un minus și un plus în, în tot tema asta? Că eu te ascult și înțeleg că pe ei, moldovenii, pe tă, chiar tăți avea nevoie de așa o informație structurată. Acum rețelele sociale funcționează așa că conținutul ăsta se pierde în 5 știu, zile, Și pe locul tău, poate că idei aș începe să, să, adun. Tu ai undeva toate textele este adunate sau nu? Nu. Nu, nu ne Eu am început să le adun de acum vreo 3 ani. Tu știi câte mii de foi să adun? A patru. Știi ce am făcut eu? E că tu, tu mi-ai dat, dat în cap acum, m-ai cu unde le am. Eu nu le am, eu nu le păstrez pe documente. Știi ce am făcut eu recent? Am făcut un fel de backup. Știi, la Facebook îți permiți să să-ți faci download uh -huh. la atât conținut. Uh -huh, uh -huh. Vreo, vreo 5-6 giga de texte te am scos. Oh, super și el este undeva la Acum, mine. Acum, uite, din asta, din tot mindset-ul ăsta de marketer și content, eu pe locul tău aș aranja toate postările în ordine cronologic și aș scoate de acolo tot fel de curiozități și asta spate unul de transformat într-o carte istorică cu curiozități tot felul de anume, știi, Și cine Și pasiv. E yes, să fie, crede-mă, e trebuie să fie înregistrată la Biblioteca Națională și las-o, mă rog, nu, cel puțin oh, tu ai să păstrezi toate poveștile astea și In în alt alt formă. Și a doilea, poate chiar YouTube ce cu titluri scurte, dar ca asta o leacă mai costisitor și trebuie monetizare. Asta poate ar fi un brand de adus cu bani și cu interes de istorie, care Gen. se finanțează da, și se transforme toate textele tale și toate curiozitățile mm -hmm. anume în pastiluțe de 5-7 minute video. Era, era emisiune foarte bună în câțiva ani în urmă, Asfalt de Moldova era la Jurnal TV, că ei făceau chestii astea, se duceau undeva la un conac părăsit într-un sat undeva și povesteau acolo timp de 20-30 de minute. Ce s-a întâmplat era foarte captivant, numai că au dispărut. Problema cu tot conținutul de televiziune că el nu e adaptat la online. Tu, ai, vă, tu ai da. cumva că YouTube-ul altfel funcționează, sau da. alte principii de a da conținutul decât televiziune. De acord, de acord, de acord. Ei, în fine, dar e că, bun, revenind la istorie și la dragostea ta asta de da. națiune. Da. Uh, asta băi Eu știu, ce, știu. mai mari mare... patriot din istoria Moldovei s-a <laughs> născut la băi. <laughs> nu, serios, pentru din Da, și pentru că știi cum ca la un copil care îi spui băi, nu baga în priză. Uhum. Și el tot, tot strage în apă așa și cu, cu, ființa umană. Cu cât îl asupriești, cu atât el se, știi, se călește și devine mai arțăgos. Bine, depinde și de caracter. Cu unul poate gata să pleci cap, să că... Nu întreb bine. Dar eu așa de la, de la sine, eu nu m-am gândit la asta, eu nu mă gândesc. Eu, eu, pur și simplu acum, aici și acum să vurez momentul și eu acum vreau să-mi iubesc țara și să ajut cum, pot. E clar, eu nu sunt ficior de oligarh și nici eu nu sunt oligarh, că să... Dar măcar cu ceva să ajut, știi, țară, să fiu util. eu tare bine, cred, tare bine trăiam în străinătate. Tare bine. Pur și simplu, uite, am simțit că eu vreau să vin acasă, să fiu util. Dar e. este un trend de asta? Tu mai cunoști oameni care au revenit? Că eu parcă îl sunt, că începe a reveni eu, oameni. Au revenit nu? mulți în pandemie, dar uh -huh. s-au întors acum înapoi după pandemie. Uh -huh. Chiar mulți au revenit, mai ales din, din IT. Uh, mai revin familii care, de exemplu, aveau proprietăți în Moldova și care... Tu înțelegi că să-ți după hotare o casă, asta e 350.000 de euro, 300.000 de euro. Și tu te vindești, da, dar uite pentru și dacă noi avem casă în Moldova sau asta. Și uite, se întorc. Știu familii care se întorc, mulți investesc în agricultură, asta tare frumos. E, e, leacă, că viitorul e de agricultură în Moldova? Păi agricultură aduce bani. Omul trebuie să mănânci. Dacă nu are aduce bani agricultura, nu s-ar ocupa lumea cu agricultura, dar la noi, la Nord, tu se vezi ce, ce le vezi. Eu, sincer îți spun, poate par subiectiv, că mă rog, vorbesc despre țara mea, dar am mers eu prin, prin diferite țări, prin diferite... Dar tu să vezi ce le vezi moderne avem la Nord, cu plasă antigrindină, cu panouri solare care acolo încălzește, nu știu, e foarte interesant. E o liene care dă e, energie acolo la levadă și asta. Foarte interesant. Eu, astea bani foarte mari, dar ne îmi cu omul, omul să învârte, omul, omul înțelegi, aplică la fonduri europene și așa da, mai Revenind la chestia asta că tot Igor Dodon era să mm. ne cu Rusia și Rusia era piața de desfacere da? Cumva. Dar Igor Dodon nu a făcut nimic, el nu m-a promis. Dar moldovenii așa cum nu și a dus producția așa și, așa și, nu, și vinurile în Rusia. Igor Dodon nu a schimbat asta în patru ani. El mă spunea că lască, că eu să deschidem să vindem în Rusia. Nu? Europa ne-a salvat. Europa și drept că și China a intrat pe, uh -huh. pe în ultimii ani și tot procură multe vinuri și așa mai departe. România tot e consumator. România e. foarte mai România cu agricultura ne-a ajutat foarte mult. exemplu, te dușei la nu Kaufland, dar este popular. Lidl? Și încă unul. La fiecare colț de casă este. A, mega. Mega imaj, da. Da, frumos. Prunii, Republica Moldova, struguri Republica Moldova, știți, În le că inima. Că nu vezi. Te e bravo. Așa e. Dar agricultura, eu, eu cred în agricultura din Moldova. Dar cu ce altceva? Nu avem pământ bun. Uh. nu știu. Mie, eu, aș vedea mai mare decât tineretul care acum o a Da. Eu sunt de acord. Dar asta doar în paralel spate de făcut. Da, 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 da. Eu aș face, eu aș face parcuri IT, dar asta se întâmplă încet, încet și impozit zero. Fă așa ca să fie atractiv. Și da. lasă las să vină, e cum a făcut Irlanda. Bine, Irlanda e țara UE, dar uh, Irlanda a profitat cel mai tare în urma Brexit-ului. Uh -huh. uh -huh. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Uh, are odată politice fiscale foarte facile pentru tot sectorul IT și din Londra s-au mutat în Dublin. Pentru că sunt anglofoni, vorbesc engleză și pentru că e pe piața UE, știi? Uh -huh. Žinote, o vinėt, loterijos, tik Facebook, Twitter, TikTok, tautalumė yra ten, tautalumė, 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 tautal Dėl to, jau ulterioriai, jis plėtė šitą TVA, bet neįpūjim pozitį, pinit, kad sail atraži, altfel, kum svietri, kt. Ir, jei ne nu, grešes, kai parik Moldova, o, ultimiai, aniai, o, mersi, politici, fiskali, 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 fiskali tot cu dezvoltă domeniul IT și digitalizarea chiar și mai sus de Bălț și în nordul Moldovei. Niște proiecte frumoase. Și chiar știi, mă uit că se mișcă lucrurile, chiar dacă încet, chiar dacă e nevoios, dar e important să miște. Și mă bucur chestia asta, că mă spun că gata, n-ai ce faci acasă, că și-ai venit degeaba. nu ți de acord cu asta. Eu cred că se poate schimba, eu cred că e loc de, de, de creștere, există potențial. Noi suntem așa o, o, aici un, 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 popor mic, dar noi suntem una, o, 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 sămânță de, oam, de oameni deștepți. Mulți o să mă contrazic, o să zic, Ei, hey, cum, că e Nu sunt de acord. Noi suntem deștepți. Noi avem aici, din cauza, um, de, cum să spun, un fel de școala de est și școala de vest și cumva s-au so unit și aici am mai adăugat Așa și e. noi ideile noastre și asta e frumos. Asta, asta e un mix de asta e un viziuni. mix, dar e foarte frumos. Și mixul ăsta se vede în cultură. În... Noi avem oameni de cultură foarte și foarte buni. În muzică. Uite cântăreții noștri cum domină piața românească. Nu pentru că sunt cei mai frumoși și nu știu ce. Pentru că cântecele sunt bune. Pentru că muzica e melodioasă. Pentru că Asta e foarte frumos și în medicină. Te duci oriunde în, când te duci în Europa sau în hai să luăm România. În România sunt foarte mulți medici basarabieni, știi? Uh -huh, uh -huh. Foarte buni. Dar ei toți au învățat în Moldova. Că la noi, că școala e sovietică. Da, eu tot am învățat după cărți sovietice. Cărți din 76, din 72. Da, da. Dar am învățat și după cărți americane din 2002, din 2005, știi? Am îmbinat cumva trecutul școală sovietică, ceea ce învățau părinții mei, cu ceva nou, cu școala americană, școala din Israel și așa mai departe, românească, care era cumva tare diferită, diferită de și noi nu prea am avut acces. Uh -huh, uh -huh. Deja când eu am început să învățam, am început să avem un acces mai ușor la, la literatura din România, că mult noi ce învățam era tradus din limba rusă, știi. Uh. Și cumva eu văd un plus în asta, pentru că, nu, uite, un, un, un medic moldovean poate să lucreze oriunde în lume. Dar un medic, de exemplu, din Germania sau din Anglia, el nu poate să lucreze oriunde în lume. Nu, eu nu spun de chestii de comunicare, eu zic chestii de cunoștință. Mm. Pentru că el a învățat numai școala lui acolo. Dar medicii de la noi au învățat tot deci ce spate de învățat. Asta e un avantaj enorm. Și eu cred, eu cred că noi aici putem să ne descurcăm acasă. Desigur, sigur, e greu, e război, nu știi știe ce va fi mâine. Dar nu trebuie de disperat. înțelegi dacă noi așteptăm, hai să așteptăm să vedem ce o să fie. Nu. Noi nu așteptăm că trece viața. Păi Am te ascult și mă de Moldova foarte tare. știu, no. știu, mai mult ca sigur că mulți nu o să fie de acord cu cei și spui tu, pentru că mulți nu văd așa frumos. Eu sunt de acord parțial. Uh, nu, eu cred că la nivel de viziune sunt de acord total, dar văd o problemă în data asta. Da. Nu e interesant t -t -t -t, că eu cred că tu ești persoana potrivit cu care o să discut. Eu cu mai mulți să încerc să discut asta și jumătate mai e un râs. eu spun, Moldova nu are o idee națională. Tu și da. părerea ai tu. Care ar fi direcția în care noi putem să ne dezvoltăm? Sau care, dacă este, care e acum? Uite, acum ideea națională, așa, scursă sau stoarsă din subte din deget, să-i spun așa, este integrarea în Uniunea Europeană. Asta e ideea națională acum, la moment. Dar asta e ideea națională uh, nu e nu, nu Nu, e Na. întregi țări asta. Nu uh -huh. e... Ea... Tot divizează țară, Da, și divizează și nu se lucrează încă o dată cu populația. Ideea națională teoretic, teoretic uh, ar trebui să fie uh, unirea cu România. Asta, asta e, asta e ideea națională. Adică, un fel de. Uh, Tariarăș. Asta se divizează, divizează viziunile politice în țară mai tare ca integrarea europeană. Uh -huh. Ideea națională poate fi, de exemplu, la englezi, ideea națională e regatul, regina, uh, uh -huh. trăiască regina și așa mai departe. La nemți, uh, ideea națională e economia. tali ide nacionalстей релаксus та би paдище laре екзафе де nacionalала релакса.рушš ide nacionalали всех уничтоже навс rus мир šste. А се nacional. No на ide nacionalала. но ide националала, komа jeпоним пункт де политики integraгра на Uni Europeана. Dar idėja nacionalą, aš jau esu, 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 Și fix asta s-a întâmplat și în Ucraina cu tineretul. E că nu au înțeles forța unei piețe și forța banilor comuni în economie. i s-au unit și -a dat din coate, băi, Ucraina ei, pe loc cu 5 din țări până la război. Au fost pe loc cu 5 din țări exportatoare de servicii de freelance în design. Un milion de freelanceri care fac design, marketing, sunt mobilizați, mobilizat, știi? Fapt, Dar la noi, tinerii, cu fiecare în parte, cu cine și discuta, găsesc limba comună și tot Tăți, caroce, fiecare în parte înțelege tare gine și se întâmplă în țară. Da. Dar pui cinci oameni la masă și nu găsesc să limbă comunul, hoi Da. Cu noi comunicarea nu. nu, asta e din... De că te-ați dus o dus-o greu. Știi că nu începe să face bani cumva, asta e meritul meu și numai eu trebuie să înțelegi. M-am confruntat de... cu asta. Un da? fel de asta. Tu îți închipui și spate de făcut. Noi suntem mai mult vreo două, întreg și cinci milioane populație. Mm -hmm. Rămași în țară. Mm -hmm. Sunt încă vreo 2 milioane implicați. Aici teritoriul e puțin, e 700 de km, 300 de kilometri, așa. Toți în toți care le-au rămas în Moldova, să gândim în aceeași direcții și cum spui tu, să mergem, să facem echipă. Eu sunt o forță foarte mare. de făcut din, din, din bucata asta de pământ și vorbește. Eu îți spun că spate de făcut ceva foarte frumos. Infrastructură, servicii prestați, Noi avem cel mai bun internet din Europa. Eu serios, vorbesc. Eu În România cred că poate o lea că e mai bun sau nu. nu, dar e bun. E La foarte, noi e foarte bun. bun. da. Hai băieți să tehnologizăm, să digitalizăm tot. Adică este un potențial enorm. Uh, Unii ori chestia asta, că, cum spun, că nu merg de împreună, îmi dă așa o chestie care nu, un gând care îmi trezește un gând care nu îmi prea îmi place. Un gând că, păi, și chiar ne trebuie și nouă o mână de fier care să ne iei și să ne pună pe, pe, da. pe, așa drum. Și parcă nu vreau, eu uresc tiranie, Putin, Lukashenko, fu. Dar stau și mă gândesc, da, dar cum să iei așa pe oameni băieți, hai gata cu uh, luptele astea politice de 30 de ani, hai ori facem țară, ori țara asta nu trebuie să existe. În marketing și în PR este așa, și în politic în special, este așa un concept de inamic comun. E foarte ușor să mobilizezi o țară întreagă când le dai un inamic. De-aia Rusia operează cu America, inamic America cu Rusia. Și știi? Ucraina cu Rusia. Da, da, da. Ucraina, Ucraina o să foarte vezi, Ucraina mult. o să devină așa un... Ucraina da. o Ucraina o să devină o putere politică regională. Așa cum a fost Rusia până acum, așa hmm. o să devină Ucraina. Ukraina, aš esu įnaciūnie konsolidatą, uitiladėnišku, uitiladėnišku, kaip jie kovoti vieni dėl kitų, arba kaip aš aparauju moteris ir vaikus, tai yra, tai yra, tai yra, super. Kaip, super. Eik, gražus, in kontekstų, karo, nes nėra nieko gero, nes tai, bet, ransens, kad aš aparauju gražiai, patria. Da și noi am putea cumva, dar care e nimic? e nostru e sărăcie, știi? Asta nu e nimic. Asta e nimic conceptual pe care mulți nu sunt. Ea că eu cred că anume e nimicul sărăciei, ne faci pe noi egoiști ca noi fiecare casă, Alaptat. mașină, șapte mașini, hai casă cu două etaje, cu trei, nu știu să nu Da, să pașii, eu trebuie da, să da. hrănesc familia și copiii, e că eu mă des cu așa ceva. D zic, yes. că, hai băie, să facem ceva, hai să facem ceva frumos împreună. Noi suntem trecători. de să lăsăm ceva frumos, să întrăm în istorie, să facem un lucru măreț. E că eu asta nu înțeleg. Oamenii ăștia care au condus Moldova până care au furat, să știi că au furat, nu eu am inventat, doar tot e demonstrat. Ea, uite, ai furat. Ai furat 100 de milioane, ai furat 200 de milioane. Ea un bun și lasă ceva în urmă construiește 10 grădinițe, niște ziluri de bătate. Nu câtă, câți bani îți trebuie să iei să străiești până la sfârșitul vieții în lux, să ai de toate. Fă ceva din bani și construiește, nu știu, întoarce. Și... Tu ai blabă la vreun teatru plahotniuc pe nume? eu n-aș îmbla pe nume plăhotniuc că asta e un fel de asta cultul personalității filantrop dar dacă plăhotniuc care a furat cred că vreo 2 miliarde din țara asta că nu e numai un miliard furat așa cum e tată poveste. s-a furat vreo 20 miliarde de dolari pe parcursul micii noastre istorie dar dacă el Ir man kalzėštis, pimine, mūaz, la momentu defaatu, su infliacija beproti 30, su razboju lauš, mūz, 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 seriosi, patimulis, sakykit. Mūz, 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 Dar, dar ni mă interesează, din arestul să ne trebuie bani înapoi. uh i trebuie să întoarcă tot ce au furat. Asta trebuie să iei scopul mai sus decât arestul lor. Păi te întoarci tot ce-ai furat, construiești trei spitale regionale, la Bălți, la Chișinău și la Cahu, și asta mai vedem. Ai stai doi ani în loc de 20, știi? Asta vreau să spun, că noi, uite la Dubală, și și <laughs> el stă 10 ani și ies și mai departe cu 200 de milioane de lui sau cât are. Asta nu mă încalzește restul lor. Vreau să-l fie tet confiscat, înțelegi? Și uh -huh. tet în folosul statului. Radicale măsuri. Da, radicale, dar cum vrei. Și trebuie tet să apucați și amenințați. Băiete, îți dau un an ca să întoarci tot ce ai furat. Și putem poate să vorbim de o amnistie, așa să... Uh -huh. Dumnezeu cu tine, știi? Spun, și știi tu dacă mâine îl arestează pe pe șor sau pe... Nu, nimic. nimic. Dar putem câștiga dacă îi tăți așa întoarcă banii care e furat. Asta e utopic, așa, că ce spun eu, pentru că îi tăți o fugit. Și Știi și, și eu sunt de acord cu tine... Eu cred că aș motiva, eu nu tot îmi plac măsuri radicale, că eu am înțeles că măsuri în jumătate de forță nu funcționează deloc. Asta eu văd din discuții personale cu oameni neapropiați. Gen, ori radical se va face, Da. Mm. terapie de șoc. Cu ghinișorul, care o ce nu, nu, nu. sprinde deloc la temă. Dar deși ești de acord cu ce ești, spui tu, e pentru că ni îmi pare că toată națiunea au furat. Fiecare. și eu la piață am furat baterie, și înțelegi? Și fiecare om, fiecare blind, director de școală și fiecare care a fost primar, au avut funcții careva. Și au pus mâna. O pus mână Pe... Și eu cred că ei toți trebuie să sunt de jenă pentru asta. Știi, nu există în principiu ca ai furat mai puțin sau ai furat mai mult. E furt. E furt. E furt. Mm -hmm. Gata, e furt. Mm -hmm. Adică e jau aktų, infrakcijų nesavršint. Ką, am furat, nežinau, am furat, čia rieša, kažkas atiurat 100 milijonai, efdienk, dai furt. Nupuotis, adiki, kad aš, 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 Šimolcė Jaras, panu, kums po to, kas radikalas, kas permanent, jos agresyvus, ekstremistas, jos dižavome imunitetėlą. Darote <gibli> ten. Jo konsider, kad tačis so ofurat panuvo Moldova, tam proporcijai, vis tai, exorbitant. Tai terorizm ekonomikai. O man neštas terorist. Štai turbės, 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 tai lėdė datą kad jie svi, jie yra žinomi, svi yra žinomi, kad jie 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 yra žinomi. Și aici deja nu poate fi comparat că el a furat un miliard și tu ai furat baterii. înțelegi? înțelege? Uh -huh, e terorism, uh -huh, cel uh -huh. e rău. E rău suprem. Pentru că de ce e terorism? Pentru că ne-au aruncat cu 20-30 de ani în urmă. Dar cum nu? Dar nu? ne-au aruncat, dacă noi, noi am, noi am plătim impozite de la stat, uh -huh. încă în datorii. Eu știu. Noi da. suntem Asta încă în minus. Copilul care e să să naște în momentul de față la Institutul Mamei și Copilul, el să naște dator cu vreo. Mă mai că a făcut un, cineva din economiești cu vreo 3.000 sau vreo 4.000 jumate de euro. Dator. Uh -huh. Deja, știi? Uh -huh. asta, asta, nu e terorism. Asta e uh, terorism. Oleata. asta e o formă de terorism. Dar asta nici pe mine, ca om care ca eu conștientizez că eu, eu într-un fel de... Eu trebuie să contribui la economia țării. Eu trebuie să... Da, am putere de vot. Trebuie să mă gândesc și votăm și uh -huh. cum. complicat. Nu prea mă motivează pe mine să... Nici pe mine nu mă motivează. Contribui eu... la tot sistemul ăsta. Aš ma spėriu, kai žinau, kad sapropiu elegerile pesti treja. Deš. 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 Deci, este, ca să fie și nu, tu nu ești cu tot de acord cu tot ce este actual acum la guvernare, da? Deci tu no, ai fost contra zică. lui Dodon și contra Rusia da, și acum ești și contra am și la... Am, nu am contribuit, am făcut să vină maia Sandu și PAS și mm -hmm. eu am bătut în, în Dodon și în partidul lui mm -hmm. zi și mm -hmm. noapte. Mm -hmm. Om care a postat mai mult potriva lui Dodon decât mine nu există în Republica Moldova. Eu, eu, cât, da, da, la eu nu Eu nu știu, am vreo milion de, de like-uri, de aprecieri, cred uh -huh. că, de postările. Cumulativ, cu da? Da. Da, și de, de, distribuiri și de vizualizări, eu habar n-am, pentru că asta e greu de... Dar eu am vrut la asta, cum ăștia știi să fii mai aproape de oameni, dar într-un an așa s-au distanțat, nu mai merge, nu prea pe teritoriu, așa știi, cu bla bla, bla Bruxelles, Europa, pe e un bun tot pe ei la, la, la la Criva, fie așa, știi? Nu știu cum să explic, că deputatul ăsta o azi nu știi? Din pas. Ei, bătrân, mă scurt, de treabă, de în vârstă. Uh, o spus foarte interesant. A zis odată că dacă ar deveni președintele Republicii Moldova, prima țară pe care ar vizita -o ar fi Republica Moldova. Foarte frumos, <laughs> super. Dar este cumva așa s concentrat în Chișinău, România, Europa și cam așa e axa asta, știi? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Și alegerile de la anul o să le palmă în duș rece. Eu... Alegerile locale. Tu crezi că să le pierdă? Acolo nu e de pierdut, cumva, știi? Acolo e... Acolo, știi, lumea în sate votează omul. În primul mm -hmm. rând, care e primarul, că știi. Dar cumva, pentru că ăsta e partidul de guvernare cu majoritate parlamentară, cu resurse administrative, ei trebuie să -i zdrobească, ei trebuie să iei 90% din primăriei Moldovei. Asta ar fi victoria lor. Dar mm -hmm. ei n-au să iei. Ei cum să iei. Să iei mai puțin. Uh... Eu știu de unde am observat că... Eu tot, blin, tot am susținut mm. alegerea asta. <laughs> da. Mă rog. Dar am observat de, de la 9 încoașe nu Știi că diferența între Chișinău și Moscova e de o oră. Și în Moldova da. se uită la ce spune Putin și da, apoi la ce da, da, da. nostru. Adică asta eu cred că asta e ideea națională. Da, asta de, Din, <laughs> din, din copilărie. Cu... Da, toți Moldoveni. Eu am uitat la discursul lui Putin. Mai inspirațional. E ca și și, dar la dânsul writer bun. El, da. vizionar, vorbește. Au uh, was... da. rușe să nu aibă speechuri și propagandă. Și când, când am ascultat-o pe Maia Sandu, am avut impresia că îmi dă raportul. Nimic despre, național, Nimic despre noi ca popor. Nică nu a nimic. fost. Dar nic. Și eu așa de tare, eu m-am pus pe gânduri, zic, da, deși? Adică eu stau cu, cu un om apropiat tare, ni dragă, la masă, de exemplu, uh -huh. și aștept președintele să vină de anul nou și să spui că a fost greu, dar măi, prea da, să... da. Și aud, noi am făcut, am asta, făcut asta, noi n-am făcut asta, noi... Și eu zic, opa, pa, moie mușeva, nitola, noi și întâmplă. Mm, da. Na, no šai donam priešdientimai, technikai, nari, jie. komunikari, da, jie. Jie nari kėsti, tas, tai baėts, ba, 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 bam, bam. Yes. Et, no, cine, Et, fel, ašai, ba, 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 ba Pot să se numească un președinte. Ne știu, ofte. Eu nu știu ce... Nici un președinte nu a avut. Spiciuri puternici, tipa, da? Poate o avut filat, că nu a fost primit. Oh, da. da, da. El da. avea chestia asta de. Da, este. Cam slab, slab. Nu înseamnă că liderul adevărat a țării încă nu -i? Nu crezi? Sau este? Sau se naște? Nu, el a născut. Eu am văzut comentarii că Galbur președinte. Eu nu vreau să fiu președinte. Dar în de politică te gândești? De politică mă gândesc. Da? Serios? Președ... Da, da, da. Și cum crezi că schimbi și Că spune mi da. și nie, pentru că eu am tot un fel de gânduri de este că trebuie cumva de schimbat. Dar fără a intra în politică, tu nu prea schimbi. Șezi? asta e adevărul. De asta știi, Mos, că hai să facem petiții. Care băie petiții? Trebuie de tineretul, trebuie să intre activ în politică. Uite, uite la uh, a doilea partid după... Partidul care a fost în Parlamentul trecut majoritar de la PSRM și acum PSRM cu mm -hmm. mă de expresii de niște, niște de niște, niște boșoroși care tătă viața au stat în sistem și nu au făcut nimic. Mm -hmm. Tineria tu trebuie să intre în forță, peste tot, în funcții publice, peste Asta e filosofia mea. Mm -hmm. Pentru că să te duci ministeri, și asta, sunt tineri foarte mulți dar în funcție de cheie încă să așa, știi, That's old, school, de, acord, old de acord. De acord, Și eu cred că nu că vrei să intri în politic sau nu vrei, întrebarea nu trebuie, dar întrebarea că trebuie de intrat în politică. Fiecare tânăr trebuie să aibă o poziție civic. Nu mai poate în ziua de azi, în secolul nostru, un tânăr să spună că eu sunt politic. Nu, nu poți să fii politic. Pentru că tu trebuie să fii implicat, să-ți schimbi, să-ți ajustezi mediul în care, Mediu trăiești. În care lucrez și trăiești. Dar cum să fie politic? A politica să știi... Gen, hotărâți voi pentru mine. Da, și pe urmă. Dar și ați făcut așa? Dar stai, Dacă tu ești politic ce nu-ți place. Dacă nu-mi place, <laughs> da, sorry, pe nu contează, tu dorești politic. Nu-ți place. Trebuie implicat, trebuie să existe o poziție civică, o atitudine. Eu pentru că tineretul, eu să așa, vreau, cum vorbeam de radicalitate, vreau o schimbare radicală a medii de vârstă în politică. Uh -huh, uh -huh. Iată, asta, partidul actual de acum, o leacă, o leac au scăzut media asta. au acolo tineri, dar tot, încă. Mm. Mai rămâne încă de dorit, dar cel puțin au scăzut, dar vin în contrabalanță cu opoziția politică, acolo e strașnic. Tipa, se acolo? Mare... Care maturi? 80 de ani, 75, uh -huh. 85. Uh -huh. Și caută Voronin în Parlament, eu nu înțeleg. Tu se închipă și rușenia. Noi doar l-am dat jos în 2009 și el e că iar el dăm la 100 de un mandat, mă think, în Parlament. În fine, ce vreau să spun despre politică e că trebuie de implicat. Trebuie vădim pentru că dacă noi să ne implicăm, noi nimeni nu o să implice. Dar cum? Cum? Eta cum ai vedea tu în, general? în primul rând, dispart conceptul ăsta care vorbim. Trebuie de unit oameni și de... Să nu, nu mai există egoismul ăsta, că hai că mă interesează eu să am și mâncaș și să-mi hrănesc familia și gata. Trebuie de adunat uh, numai decât oameni care gândești la fel, care ai viziuni. Doar noi suntem mulți care gândim la fel, dar pur și simplu noi ori nu știm unul de altul, ori habar n-am, știi? Uh, eu... Și, da, da, hai continuu. Nu, și e foarte important, spuneai de lider la națiune și E, e, foarte greu pentru că iarăși suntem tare diferită, și o de, 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 viziuni și de, și etnii, chiar să spunem, da. și ruși, ucraineni și, și ne jucat pe diferență, băi, așa de mult ne jucat pe diferență. ne jucat și ne dezbinat, dar nu deja să spune asta cu dezbină și condu, știi? Era sloganul ăsta. Cezar, mă, nu, -i, nu e de Cezar spus? Orice, cineva din liderii ăștia epocal. epocali asta vreau să spun, că eu n-am nicio problemă, nu să mă duc, de exemplu, cu un rus sau cu un ucrainean să vorbesc și să avem o idee comună și să mergem împreună, știi? Mm -hmm. Noi cumva, parcă ne-am maturizat, parcă am înțeles că ne-au ne dus din asta țanii ăștia cu vin tancurile rusești și acolo vin gheie și acolo siriene și acolo nu știu și nu știi, parcă stai și, păi, Fac of, știi, ters. Și amul când vin, de exemplu, la mine un Polcean, la revedere, știi. Nu mă mai interesează uh, că mă spun, dar împotriva cui, dar împotriva cui. Eu nu sunt împotriva nimănui. Eu am renunțat. Asta e risipul de energie, asta e risipul de timp, de nervi, de sănătate. Eu nu sunt împotriva, nu, nu mă mai interesează. E că la momentul de față m-a interesat în trecut să-l dăm jos pe Dodon, pentru că a saturat. Dar în momentul de față, eu nu pot spune că eu sunt împotriva cuiva. Sincer îți spun. Eu am ideea mea și calea mea și văd mulți oameni care au la fel, Cei ce îmi dă o, credere că lucrurile mai pot fi schimbate și spate de se uh, spate de făcut lucruri frumoase. Dar eu aș prefera, de exemplu, pe calea mea să nu ader la partide, să n-am treabă cu nimeni, Eu așa văd, dar lucrurile trebuie schimbate, trebuie de mers în politică. Nu mă interesează că unul acolo are viziunile nu mai știu ce că trebuie de investit în astrofizică și mm -hmm. în nu știu. Bravo, hai! Dacă ai viziunea asta, mergi pe viziunea, dar mergi, fă ceva. Că așa știi toți pe Facebook, clar că toți sunt eroi și toți sunt specialiști. Dar în realitate cam, cam puțin curaj. Curajul ne lipsește ca și, ca și popor. Dar cum ai, ar trebui de stimulate? Că, știi, hai ca prin să exemplu, Prin exemplu propriu. D. X. Jumpl, aš turiu drąsos išeiti ir išeiti, 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 ir išeiti. Pentru și pentru să-mi fie frică. Eu am încălcat vreo lege, eu am furat, nu. Au frică doar cei care au ce pierde. Eu nu am ce pierde și de, de asta m-am întors acasă. Că nu am ce pierde și eu sunt așa, mobil. N-ai să faci. N -ai, n -ai ce să-mi faci. Și libertatea asta e atât de dulce și atât de frumoasă. Nu, nu poate Asta e important să ai, clar, că e de lucru, dar libertatea asta îți dă o senzație că poți face orice. Da, eu sunt de acord, eu tot am simțit-o și cam tot, tot, în așa condiții, cred că cumva am obținut... Uh... Bun, cred. eu nu vorbesc mult despre politică în general, eu cum abia încep cumva să realizez poziția mea în general și pot eu, forța mea, știi? Cu dar siguranță da, Dar sunt, uh, uite, cum nu mă publici despre ceva, e că eu n-am înțeles. Oamenii nu puși pe discuții constructive. Nu mă publici ceva și o leacă diferă, da, Îți da. Sară în cap și îți distrug dispoziția. Da, încolo și va aici la alt sar. Publish încolo. Deci, practic, în comentarii și am observat eu, uh, cu cât la mine postările au devenit cumva mai vizionare, mai cumva cu valori, cu atât mai mult oameni au început să critici decât să susțină. Serios <laughs> să spun. Deci, practic, au început la greu da. să-și expună păreri și pe ce neargumentate. Asta e... Știi ce asta? Și asta, e asta, asta nu noi... e Răutate și asta noi nici măcar invidie noi. Asta e nefericire. Asta arată că oamenii trăiesc, oamenii sunt nefericiți. Și din nefericire vin da. și atitudinile astea gen da. negative? Da. da, nu există oameni răi. Știi, asta e filosofie de viață. Nu există oameni răi. Nici măcar Putin nu e rău și nici Hitler. Uh -huh. Cât n-ar suna asta de, wow, iau ce uh -huh. spun eu. Uh -huh. Nu, așa sunt oameni nefericiți cu copilării, traumate și niște acolo ce-a fost. Aștia sunt oameni nefericiți. Și oameni nefericit e că el așa e, când e nefericit, e, nici asta să nu fie fericit. Cum, cum au venit ăștia soldații ruși la Bucea, la Irpin și la și-au distrus mm -hmm. tot acolo. Asta e din nefericire. Și-au violat, și-au ușis, și a împușcat, și-au dat foc. Asta e din nefericire. Asta e din, din așa, că, de acum, poate și-o leac de invidie, probabil. Dar asta e nefericire omul nefericită e că el e ten, e permanent că să-i facă rău cuiva. Se, se, dar nu e că el e rău. Asta e pur și simplu. El nu -are, are parte de bunătate, de, de dragoste. Scris Vlaicu like și a zis că nu a expirat timpul din înregistrare două ore. Eu cred că nu. închis, uh, este microfonul? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. el merge, merge. Eu cred că noi uh, aici o să ne oprim. Bun. Și dacă eu mult în de cu tine să discut. că mai vorbim. <laughs> eu vorbesc <laughs> mult. Dacă ceva te mai chem că eu spun, eu o să am tendința de a rechema oameni. Eu nu vreau oameni noi, eu vreau oameni care gen contribuie okay. contribui vizionar la chestii. Ok. Da, e... hai cumva să și mai fericiți, cred că. <laughs> noi Trebuie să fim fericiți și trebuie să ne implicăm în toate cele. Adică fiecare pe domeniul lui, dar să ne implicăm în sens. Tu te implici în marketing, în, în mediul în, în online. Dar eu, da, pot ceva. Eu mă implic în chestii unii sociale. unul se implică în artă, în cultură. Dar toți trebuie să ne implicăm. Și să nu așteptăm că o să vină cineva să ne facă. Nu vine nimeni. Nimeni nu vine. Cred că trebuie să fac așa. Cat în câmpul de, Să mă întâlnesc cu tot ce e.